Principalii indici de pe Bursa de Valori București au deschis în creștere ședința de tranzacționare de vineri. Indicele BET al celor mai lichide 10 acțiuni s-a apreciat cu 0,68%. Indicele BET Plus a crescut și el cu 0,64%. Indicele BET Total Return s-a apreciat cu 0,68%. Potrivit Bursei de Valori București, acest indice este unul ponderat cu capitalizarea free float-ului celor mai tranzacționate 10 companii listate pe piața reglementată și care este ajustat și cu valoarea dividendelor în numerar plătite de companiile din componența indicelui. În schimb, BetFi, indicele celor 5 societăți de investiții financiare plus fondul proprietatea, s-a apreciat cu 0,81%. Titlurile fondului proprietatea au urcat cu 0,9% la valoarea de 0,787 de lei per acțiune. Titlurile RomGaz, simbol SNG, au coborât cu 0,17% la 30,25 de lei pentru o unitate. Pe bursa de la Londra, prețul certificatelor de depozit RomGaz era în creștere cu 1,99% la 7,7 dolari. Pe Bursa de Valori București, acțiunile Electrica au sporit cu 1,02% la 11,88 de lei pentru un titlu, iar pe Bursa de la Londra, prețul certificatelor de depozit Electrica a crescut și el cu 1,06% la 11,98 de dolari. Acțiunile companiilor petroliere europene s-au îndreptat și ele spre cea mai bună performanță săptămânală din ultimii 7 ani, cu o creștere a capitalizării de 74 de miliarde de dolari ca efect al cotației țițeiului. Indicele Stoxx Europe 600 Oil and Gas, care include acțiunile a 23 de companii, a urcat cu 13% săptămâna trecută, cel mai mult după noiembrie 2008. Chiar și înainte ca prețurile petrolului să coboare în august la cel mai redus nivel din ultimii 6 ani, companiile petroliere aplicau programe de reducere a cheltuielilor, de blocare a proiectelor și de reducere a numărului de angajați pentru a proteja rezervele de capital. În ultimele 15 luni, producătorii au amânat proiecte în valoare de 200 de miliarde de dolari. Ultima revenire bruscă a indicelui Nasdaq 100, care a început la finalul lunii august, s-a încheiat pe 17 septembrie. Acest nivel a marcat convergența fostului nivel de suport și a unei linii de trend descrescător cu media mobilă de 50 de zile. Această zonă de rezistență se afla între retragerile Fibonacci de 61,8% și 78,6% aferente declinului din maximele multianuale atinse în vară. Dacă se va repeta istoria și indicele va scădea, acest tipar interesant Fibonacci ar proiecta o evoluție descendentă pentru perioada următoare. Așadar, o altă săptămână interesantă pe bursele lumii. Săptămână influențată de prețul petrolului, dar și de evoluțiile principalelor conflicte armate. Sunt Lucian Săcălean, să aveți o săptămână pe plus! Cultivarea plantelor modificate genetic a devenit o raritate odată cu integrarea în Uniunea Europeană. Asta nu înseamnă însă că nu le consumăm indirect în condițiile în care animalele din fermele din România sunt hrănite cu furaje modificate genetic produse de americani, brazilieni sau canadieni. O parte importantă a furajelor existente la nivel mondial provin din plante modificate genetic, cunoscute și sub denumirea de transgenice. În Europa ajung anual circa 30 de milioane de tone de hrană, în principal strot de soia și boabe de soia modificată genetic, care sunt introduse în alimentația animalelor din ferme. Practic, mare parte din soia, porumbul sau rapița de pe piața Uniunii Europene sunt importate din Statele Unite ale Americii, Argentina, Brazilia și din Canada. Pe mesele europenilor, implicit ale românilor, ajung astfel lapte, ouă sau brânză de la animale care au fost hrănite cu furaje obținute din plante transgenice sau chiar produse în procesul de fabricare al cărora a fost introdusă o asemenea materie primă. Dacă în cazul acestora din urmă pe etichete găsim o mențiune care atenționează consumatorul în legătură cu organismul modificat genetic folosit, în cazul laptelui provenit de la o vacă hrănită cu acesta nu este obligatorie o astfel de mențiune. O problemă pusă în discuție de mulți dintre activiștii anti-organismelor modificate genetic spune că dacă o persoană consumă aceste organisme, atunci sănătatea sa ar avea de suferit.
În ultimii 15 ani, la nivel mondial, sute de milioane de persoane au mâncat peste 2 miliarde de porții de alimente care aveau un conținut modificat genetic conform datelor Europa Bio. Oficial, nu a fost semnalată însă niciun caz în care sănătatea consumatorilor să fi fost afectată strict de introducerea în alimentația acestora. Sunt Mariana Hârlav, până data viitoare, aveți grijă de voi și de mediul înconjurător. Nimeni nu te poate face să te simți inferior fără voia ta, după cum nebun este omul ce nu trăiește la înălțimea viselor și talentelor sale.